O datorie neachitată ani de zile va fi în cele din urmă plătită, într-un fel sau altul. Vasluienii care, din diferite motive, nu și-au mai achitat debitele și au acumulat restanțe importante la Coscom, vor fi executați silit și astfel societatea își va recupera banii. Persoanele fizice, în mod special, care acumulează datorii, să zicem, de la o sumă de 7-8 milioane și chiar peste 10, sunt considerați de noi răi platnici. În primele 6 luni acestui an am încasat, în urma măsurilor luate de oficiul juridic al nostru, suma de 1 miliard 140 de lei vechi, vorbim în lei vechi. Și din experiența anilor trecuți, încasăm la nivel de an cam peste 2 miliarde de lei de la acești, așa zis, datornici. Executarea silită se aplică doar în ultimă instanță, atunci când nu există nicio posibilitate de a recupera altfel banii de la populație. În prezent, Coscom se judecă în instanță cu aproximativ 300 de persoane de la care intenționează să-și recupereze banii pentru serviciile oferite. Noi comunicăm cu ei, le facem și niște somații, invităm aici, discutăm cu ei posibilitățile de plată, cu rude, părinți, frați și așa mai departe, văzând că nu sunt posibilități concrete de achitare, suntem nevoiți să-i dăm în judecată ca să ne putem recupera datoriile prin instanță. Mare parte, cum v-am mai spus, îi dăm și la executorul judecătoresc pentru a ne recupera banii. Banii încasați de la populație sunt folosiți ulterior în derularea activităților curente de către societate. Cu aceștia se achită materia primă folosită în activitatea de zi cu zi, salariile și chiar o parte din investiții.